Salut, ratatorul meu, este Xlader și bine v-am găsit la un nou episod din Brawl Stars. Ne-am trezit astăzi de dimineață alături de Rafael să jucăm și noi niște Brawl Stars. Hai să vedem ce oferte sunt. Oricum este 10 jumătate dimineața, va trebui la 11 să apară noi oferte, deci nu le voi cumpăra astăzi, le voi cumpăra pentru mâine, dar vom vedea mai târziu ce oferte apucăm. Așa că nu uitați să apăsați butonul dacă vă place seria asta de Brawl Stars și doriți să continuăm în continuare cu cât mai multe episoade, să strângem minim 4.000 de like-uri, așa că acum când vă uitați, Rafael vă ordonă să apăsați butonul de like. Deci avem a golden opportunity, bine că am mai avut și ieri oferta asta de skin, dar îți dă skin-ul, ți-l reduce la jumătate aproape și îți mai dă și 225 de coins, care sunt foarte bine, foarte bune, pardon, așa că hai să cumpărăm asta. Cumpărăm toate ofertele de pe shop de astăzi, Rafaele. Am luat pe Barley. Hai să cumpărăm și pe asta, că e ultimul brawler pe care nu l-am maxat. Cumpărăm un chest free. Ai înțeles? Aluzia. Eu de chesturi acum apuc numai rosa. Toate caracterele mele sunt maxate. Dacă înțelegi. Dar între gold și gold. Toate? Aproape toate. În afară de rosa. Wow. Toate caracterele mele sunt maxate. Păi nu mai am multe. Mai am Colt, Jesse, Brock, Spike, Crow, ăștia mai mici, cu care nu joc. Așa că haideți să vedem, am zis că cumpăr toate ofertele, o să cumpăr și etichetele astea, că la un moment dat o să joc de ele. Dar haideți să luăm un Mega Box. Rafael, de Mega Box aștept un Star Power. E bine că are două cărți în el. Ia, am luat Star Power la Barley. Bă, astăzi e Barley Day. Am luat skin la Barley, am luat Star Power la Barley, așa că e super mișto. Bravo, mă, super tare. Așa că lăsăm gemurile astea, pentru că am cumpărat ceva și le păstrez pentru următorul episod. Poate am nevoie de gol sau ceva să avansez. Star Power la Barley, foarte mișto, uite-l. Ce să laudă Barley cu Star Power-ul lui. Băieți, revenim aici cu Rafael. Haide să vedem ce evenimente. O să jucăm și la roboți ăștia, la bătaia între roboți cu șuruburi. Primul meci este de Gym Grab, e bun, foarte bun Barley în modul ăsta de echipă, pentru că poate să ajute de la distanță un coechipier, așa că Rafael, dai și tu ready și hai să începem primul meci de Gym Grab. Bă, da, ți-ai luat, bă, brawler. Hai, da. Haide să vedem, am și Star Power pe Barley, mamă, asta e perfectă pentru Barley, mă. Hai, Rafael, că sunt pregătit să servesc. A, păi e o pemă asta. Bă, aia am dat-o la ea. Eu mă reîncarc. Mai mă reîncarc și eu. A, păi n-au ce face ăștia, mă. N-au ce face, nu intră pe poarta aia acolo. Păi n-ai cum să intri pe acolo. Explică și mie cum intră. N-au, mă, ce face ăștia. Păi nu poți să intri pe aici. Tu pui bombele și eu dau și cu aia. Opa! Uite, Rafael, ce vine acolo. Ha, ce aici, wow. Arde pe jos. Nici ca șansă. Fii atent, am și skin pe Barley, am și Star Power pe Barley. Ce mai vrei, mă, Rafael? Sunt complet. Ești bun. O să jucăm aruncătorii din porumbe acum, care cred că stope. Fii atent cu Dynamite, pro tip, că eu mă uit la pro tips. Și că să arunci două atacuri odată. Adică patru dinamite. Când sunt aia. Pătile. Păi aruncă, bă, aici, băga mea și piciorul în focul ăsta, că Rafael nu vrea să-mi deschidă. Uite-l. Cum nu moare, mă, ăla? Vezi colo, vezi colo.
Eu mă refac. Pleacă de aici că suntem în mijloc, mai bine. Bă, dar aleargă ăsta, mă. Uite, ăla vrea să mă tragă. Vezi că vrea să ne tragă ăla. Bă, noi ne batem cu toți, mă? Bă, chiar cu toți mă bat eu. Aoleu, a umblat ăla cu mâna. Oare ce intenționă ăla? Ce intenționă cu acea ultimată? Iată, ăla a murit. Hai, hai pe ei. Mamă, vrea să ne dea ultimata. Eram sigur că aia vrea să facă. E un Barley de level maxim, totuși Rafaele, și avem 8. Acolo mi se pare că e cineva. Sau acolo. Eram sigur. Asta e mort. Hop. Uite și pe Gaviscot aici. E Gaviscot, băi! E aici asta. Aoleu, one shot. Săracul copil. Săracul copil, n-aș vrea să fiu în locul lui chiar acum. Hai să dăm aici siege, Rafaele, siege. Cum s-ar spune, siege. Fii atent. Trebuie să adunăm șuruburi, să construim robotul și să ne batem. Ia să vedem ce au ăștia. Bă, au tanci, dar și noi. Și tu ăla de damage. Tu ai turetă și eu arunc cu porumbii. Bravo, bravo. Conduce harta. Eu trebuie să-i țin pe ăștia la distanță. Eu trebuie să spamez robotul ăla. Hai că omori pe aia. Andreea. Era Andreea acolo, Rafaele. Băi, degeaba omoră el pe mine, că-l omoră tureta. Nu, nu, că nu pleacă de aici ăștia. E greu să plece cu ăsta, dacă cu jucă. Tureta mea dă damage, mi se încarcă ultima ta? Nu știu ce am dat ultima ta aici, trebuia să o dau pe ăla. Acum mi-am adus aminte. Ți-ai bătut joc. Aia mi-am bătut joc. Dă-i pe ăsta, omoră pe ăsta, că dă damage mult. Da, se termină. Ce n-ai bombe, ce a fost asta? Meci de 10 trofee la un minut. Din primul robot? Nu știu. N-am mai văzut așa ceva. 10 trofee, cele mai ușoare 10 trofee. Hai da, mai jucăm pe naiba, că ne mai este unul. Îți dai seama că următorul ai pierdut. De. O să jucăm un primo, deși ne va da un primo sau o rosa, habar n-am. Nu e corect. Să jucăm rosa, mă, trebuie să fie... Power 6 sunt șmecher. N-ar trebui să fie matchmaking-ul așa. Să-ți dea același brawler, uite. Rosa, îți dă-te ție contra acum. Da, dar eu am power 6, Marius. Păi și ce, power 6 e mic. Sunt șmecher. Ăștia, de, în general, vin pe partea dreaptă sau stângă. Și ce-o venit pe mijloc, mă? Face banană. Ăla e mort acolo. Ăla stă pe dreapta, cred că. Cred că vine iar pe spate, nu? Mai văzut tactica asta. Mi se pare o tactică proastă. Acum unde vine... e ăla? Mai joacă? Da, 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 e pe jos. Uite-l aici. Da, că mă. A pus-o bine la ultima. Coclitule. E bine că a distrus pereți, că acum intru peste ei. Pe ce faci, mă, este aici? Ce fac, mă bat ăștia doi. Dă-te spate, că vin eu cu ultimata. Mamă, ce OP-ul ăla, cu bombele. Și iar a pus bombe. Descopați pe aia. Dar te bate la altă. Hai cu ultimata aia.
Gata, și cu meciul ăsta l-a terminat. Hai că i s-a dus. Ha, mă, unde aici te duci? Ăsta aici. Are 7 HP. Trag amândoi. Dar și colț. Nu ajungi la el, că n-ai pe unde să te ascunzi. Păi trag amândoi, trage și colț, trage și ăla. Ia vină, mă, încoace, baga mea aici. Op. Vezi că vine col pe tine. Vine Gaviscot pe mine. Mori, mă, urâtule. Bă, ce autoatac, mă! Nu! Ia uite, mă! Am fug la fund! La wow, ai! Ok, ne chinuim de mai mult de 20 de minute pentru un meci și nu mai reușim să câștigăm. Habar n-am ce se întâmplă aici. Poate e de un prea slab pe harta asta, însă mă îndoiesc că ar trebui să fie OP. Mamă, ce e mijloc, că mijlocul să fie bătălie ca lumea. Tu stai aici și aruncă. Bă, dar n-ar trebui corect să spamez așa aruncările alea, mă. Sunt prea multe aruncări, uite-te și tu. Hai, mă. Nu fi scroafă. Hai că ți-am aruncat-o în brațe. Uite, mai sunt 5 oameni, stai liniștit. Bă, dar lasă-mă cu ursul tău ești. Mamă, să-și-l iau pe barile alea. Ia Gaviscotul! Hai că ți-l rezolvai pe ăla pe Piper ăla care trăgea după tine. Bun, bun, bun. Ăsta e mort, n-are unde să ducă. Pa, pa. Îl salutăm. Hopa! L-am bătut? Mai e ăla de cât. Mai e ăla de cât. Hai, bă? Acasă. 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 Care mă-i prost? Zi-mi e. Mortis ăla e. Mortis. De ce e prost, mă? Mă bași cu Rafael. De ce e, mă, prost? Că luai primul gem. Bă, dar ce fac, mă, și-au schimbat harta? Păi da, e 11. Samba, biciorul. Abia... Bine, mă, dai cu șustă, tu. Ia vezi, Rafaele, să știi că e prost caracterul ăsta. Văd că revizezi mai mult decât tine. Cum sare, zici că sare în piscină, la. Mă amuză unele caractere. Nu mă pumă cu harta asta, e de rahat. Bă, da, ăștia trag. E bine că mi s-a împodmolit în... Bă, cât și focuri și de toate. Mi s-a împodmolit în perete. Bă, nu știu dacă pot să joc autoatac. Rafet îl cheamă pe ăla, mă, nu Rafael. Hai, mă! Bine, bine. Dă-te-n spate. Gaviscot, lasă-mă, mă, în pace. Mă, că ăsta dă cu șusta. Bă! Omorâți-l, mă, odată. Pentru că jocul ăsta e un joc pasiv, cred eu. Nu încurajează de playerii buni deloc să faci timp. Când ajungi la 500 de cupe, primul tău
gând e să intri să faci timp, frate. Bă, lasă-mă, mă. Chiar dacă ai multe cupe, zi tu. Dar ce să faci timp? Și mai ales să stai AFK în tufiș și să aștepți ultima parte. Ia, ia, e Valentinicea. Face Valentin minunicea. Stai lângă mine, stai lângă mine. Te nimerea una de aia, eram mort. Hai să luăm ăsta repede. Da, da. O bag cu frone. La de ultimata, suntem morți. Nu, nu. Hai că l-am mâncat. Vezi că vine Matei. Ah, e Floran. Florane, mai mă cunoști? Matei Leul? Ai de capul, da, e Matei Leu. Matei, calmează-te, mă, copile. Băi, Matei Leu. Băi, ești tu leu, mă? Ah, Florane. Am dat și ultimata degeaba, Floran. A avut să-i nerf pe el. Te-au luat de ultima țile, uite, două stage. Ce-ai făcut, mă? Am 13 Rafaele. Matei Leul. Mai mult Matei Mărțoaga. Hai, mă, să jucăm. Hai, că jucăm mai tanci noi. Să ne dea un poco ceva. Ia uite, bă, eu nu de-a ready. Bă, eram să zic ție. Hai, băieți. Ia, da, hai și Poco. De Poco ăla. Nu e, dar cred că putem să-i contram pe ăștia. Asta sare AFK, eu nu mai pot să atac. Am dat ultima ta la 100 HP. Bun. Va bene. Bă, tu ești prea hem cu ultima ta aia. Hai că sare asta în brațele mele. Asta mă bate aici. Bun. Hai că ăla stă acolo. Da, mă, e OP caracterul ăsta. Ce naiba să joci, mă? Vezi că sărie asta pe mine? Și acum sare înapoi, nu? Nu mai sare nicăieri, că a dat ultimata și s-a terminat tot meciul. Hai, pune mâna șobolane pe alea. Cred că cel mai bun lucru e să nu fugi. Ce să dai, mă, tu aici? Bă, dar de ce nu se pune și în aer? Aoleo, Rafaele. Hai că avem timp berechet. Mamă, ce faci, mă, Lura? E prea puternic, mă. Încerc, măcar ne schimbă adversarii. Prea mulți aruncători, nu știu, nu mi se pare corect. Dar trebuie să fie limitat. 3 aruncători pe hartă, 4, na. Nu 7, o frate, deja e prea mult. Dar ce mai te duci, nice. Mai la pericol, la panica. Dar nu mă urc cu ea. Eram sigur că aia vrea să facă. A dat și ultima ta bine. Bă, dar ăla nu dă nici o lovitură, mă. Na, are rost să-l urmărim. Rosetta. Face Stucky!
Wow, ăștia sunt în face aici. Rect. Ia, da, rect, bă, la femeie. Aici cred că, aici cred eu că e. E zero barat ăsta. Știi pe face tachy? Să-mi fac ultimata. E aici, cred că unde dau eu. Ăștia sunt pielea piei. Bă, și știam că acolo trage. Ce să facă, mă, ăla? Bate clona pe ăla. Ce să facă, mă, Money Kicks, l-a bătut clona. L-a prins la perete clona. De... Două.